Siguranța elevilor și a profesorilor în școli reprezintă o prioritate pentru oficialii din învățământ. Ministrul Educației, Ecaterina Andronescu, consideră că stările conflictuale de la clasă pot fi gestionate de profesor, dascălu fiind cel care poate stabili reguli clare, ce trebuie respectate de toți membrii grupului școlar. De aceea suntem noi dascăli, să nu generăm conflicte. Zic eu că asta este obligația noastră cea mai importantă sau una dintre cele mai importante, să avem înțelepciune, să tratăm totul cu înțelepciune, cu inteligență și cu știința de carte, pentru că până la urmă profesorul trebuie să știe să gestioneze și asemenea stări. Nu trebuie să ajungem la limita în care, de la care încolo nu mai există posibilitatea colaborării și comunicării. Și cred că lucrurile acestea se pot, așa cum vă spuneam, cu pricepere, cu inteligență și cu înțelepciune. Violența în instituțiile de învățământ devine un fenomen tot mai îngrijorător, afectându-i pe elevi din punct de vedere al stimei de sine. Specialiștii în educație afirmă că și rezultatele școlare ale copiilor pot avea de suferit din cauza violenței. Specialiștii afirmă că violența fizică și cea verbală se întâlnesc la orice categorie de vârstă, având totuși o amploare considerabilă în rândul adolescenților. Ei consideră că este de datoria dascălilor să ia în serios și aspectele de indisciplină cu un potențial minim de agresivitate, precum absenteismul, lipsa de interes și pasivitatea la lecții sau chiar ținuta necorespunzătoare, care pot escalada în anumite circumstanțe relațiile conflictuale dintre profesori și elevi.